Și nu mai suport pe nimeni, nu mai am prieteni, mai am doi prieteni, atât nu mai suport pe niciunul și nu-i mai suport pentru că se uită la Game of Thrones. Sunt oameni în seara asta aici care se uită la Game of Thrones, hai să aplaude? Nu pot să vă închid. Efectiv, știi de ce? Oamenii care se uită la Game of Thrones nu doar se uită la serialul ăsta, te stresează foarte tare pe tine, ăsta care nu te uiți, să te uiți la serialul lor ca să aibă cu cine să bârfească. Foarte stresanți. Vine la mine câte unul, și ai văzut ultimul episod din Game of Thrones? Nu, nu l-am văzut. Ai văzut ultimul episod din Game of Thrones? Nu, nu l-am văzut. Ai văzut ultimul episod din Game of Thrones? Lasă-mă în pula mea, Doriane, că nu suntem prieteni. Foarte stresant. Îmi place și mie să-i stresez. Când apare un episod nou, mă uit înaintea lor și îmi zic cum se termină. Și bă, ce s-o fică, că mi-ai distrus serialul, că nici nu pot să mă mai uit acum că ai distrus tot, tu cu spoilerele tale. Și nu înțeleg de ce se supără. Înseamnă că nu e destul de bun serialul. Dacă nu poți să te uiți la el, pentru că știi cum se termină. Ar trebui să-ți poți să te uiți dacă e destul de bun. Eu știu cum se termină sexul. Și tot mă bucur de el. Și iubita mea din când în când. Că nu e cu mine. Ai un rol să fie un cuplu, să fie amândoi prinși acolo, în actul dragostei și a să zică, dă-ți drumul pe fața mea. Și el să fie, hai mă, de ce mi-ai zis cum se termină? Nici nu pot să mă mai uit acum. Tu cu spoilerele tale. I-a murit și Jon Snow din cauza. Așa zic eu Jon Snow pentru care părâng cu goi. Îți se scoală așa, mai. Își dă părul după coaie. Deosebit, nu mă uit să refuz să mă uit la serialul ăsta ca să fiu deosebit, nu. Dar sincer, Game of Thrones pentru mine e ca sexul cu un bărbat. Am încercat odată și nu mi-a plăcut, de ce să mai încerc și a treia oară? Mai sunt niște oameni pe care nu-i suport, doctori, urologi? Da. Ne cunoaștem un pic, v-am zis câteva chestii despre mine, simt că pot să împărtășesc cu voi. Am avut de curând niște probleme, mergeam des la toaletă și am ajuns în cele din urmă la un doctor urolog care mi-a făcut un control la prostată. Pentru ceilalți care nu știu ce înseamnă control la prostată, îți bag un deget în fund. Eu n-am știut. I-am crezut că ne uităm la un film. Cred că era doctor, avea halat. Și poate ceodată nu e asta când mi-a băgat un deget în fund. Se mai întâmplă, nu știu. Să zicem, e ziua mea sau ceva. Poate mai cea mai ciudată este că dacă cineva trebuie să-ți bage un deget în fund, în numele științei și a medicinii și a propriei tale vieți, te aștepta să te pună capră, știi? Ca un homosexual normal. Ei bine, nu s-a întâmplat așa. Ce s-a întâmplat a fost așa. A pus să-mi dau pantalona și jos. De tot. Să-mi dau chiloții jos. De tot. Să-mi dau purgeatierul jos. De tot. După care m-a pus să mă întind pe pat. Pe spate. Și să ridic picioarele. Cu genunchii la urechi. Ca o târfă nenorocită ce sunt. Întind ce îl băgat degetul în fund. Și dai când îți băgă degetul în fund și gata, nu e gen... Nu, îl bagă bine și caută. Caută o vreme. Problema e că eu fiind fără pantalon pe mine, fără chilos pe mine, fără pojartier pe mine, tins pe spate, cu genunchii la ore, ca o târfă nenorocită ce sunt, din poziția asta vulnerabilă, spre deosebire de capră, din poziția asta eu îl vedeam. Era un domn pe la vreo 60 de ani, aș putea spune cu degetele un pic cam groase, cel puțin astea patru. Și era fără pantalon pe mine, fără chilos pe mine, fără porjartier pe mine, tins pe spate, cu genunchi la urechi, caută până nenorocită ce sunt și din poziția asta, el cu degetul în fundul meu și eu mă uitam în ochii lui. El se uita în ochii mei, eu în ochii lui, el 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 în ochii mei și la un moment dat zice, și? Ai văzut ultimul episod din Game of Thrones? În momentul ăla mi-a murit Jon Snow.